cei pe care îi vom avea în această seară în fața sufletelor noastre sunt arhidiaconul Ionuț Cristinel Boancheș și baritonul Alexandru Chiriac, acompaniați fiind la pian de diaconul Valentin Vădănoiu. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga lucrare a bisericii noastre. Vă dorim audiție plăcută! Come on, my ear.
am oprit atunci din cale lângă el. Lacrimi i-am spus să nu mai plângă, m-a privit duios și-a pus frunte-n mâna stângă. Jos. A
Soarte, tu dă-i cer.
Suntem cei doi tâlhari.
Și-am avut și-o mamă bună,
Thank you.
dacă mai ai și îți trăiesc părinții, încă mai poți să zici că ești copil. Dacă
dar când părinții tăi îți deschid ușa, simți cum răsare soarele împrat. Dar când în lume nu mai ai pe nimeni, te simți străin și nu ai cui să-i spui amarul greu ce-a deseat. Și câte suflete au
căci pentru el. Dumnezeu,
După aplauzele dumneavoastră, îmi dau seama că și dumneavoastră aveți sufletul la fel de emoționat și de înmiresmat de frumusețea rugăciunii prin cântare, cea la care tocmai am fost și noi prezenți. Se cuvine să mulțumim încă o dată celor ce au fost în această seară în fața sufletelor noastre, și anume arhidiaconului Ionuț Cristinel Boancheș, baritonului Alexandru Chiriac, și părintelui diacon Valentin Vădănoiu, care i-a acompaniat la pian. Mulțumim încă o dată înalt preasfințitului părintelui nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru binecuvântare, precum și parohiei Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, pentru darul pe care l-au făcut credincioșilor prin acest concert de pricesne cu ocazia hramului bisericii, hram ce va fi sărbătorit mâine. Vă reamintesc faptul că parohia Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie vine în sprijinul celor ce se află în dificultăți materiale, hrănind zilnic 60 de persoane aflate în nevoi, în același timp ocupându-se și cu ridicarea mănăstirii cu hramul Sfântul Ioan Gură de Aur din apropierea satului Casian, comuna Grădina, unde au un proiect și edificarea unui așezământ social pentru bătrâni și a unui centru social pentru copiii abandonați. Dar după un astfel de moment de rugăciune, trebuie să extragem învățăturile care ne izvorăsc din cântările pe care le-am auzit. Iar pentru aceasta, cel mai potrivit este să îl invit pe înalt preasfințitul părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, ca să ne binecuvinteze și să ne tâlcuiască din cele ce cu dragoste am ascultat. Iubiți soliști, din această seară, prea cucernici părinți, prea cuvioși părinți, iubiți credincioși, este un concert unic în această seară de hramul bisericii să fie o astfel de manifestare atât de frumoasă. Sigur că pe toți ne-a emoționat și trebuie să spunem că pricesnele au izvorât din durerea adâncă a sufletului. Originea pricesnelor este în Transilvania, care a fost atât de răstignită, atât de îndurerată, atât de stăpânită. Și iată că au ieșit cântări care pătrund înăuntru, înnoiesc sufletul, îl înviorează, îi dau o forță, pentru că noi din lăuntru ne putem schimba, nu din afară. Dumnezeu lucrează cu cele din lăuntru ale noastre. Noi după botez, care ne iartă păcatele strămoșești și păcatele personale dacă sunt oameni maturi, luăm darurile Sfântului Duh tainic, în lăuntru, în inimă, este centrul vieții noastre. Sufletul este podoaba făpturii noastre, este cel care poartă chipul lui Dumnezeu și sigur se transmite prin sufletul care este în trup și la trupul nostru. Cântările duioase din această seară sunt pentru fiecare dintre noi un nou început, o așezare frumoasă sufletească. Personal m-a copleșit cel mai mult priceasta în care este mama cu fiul. Este o lecție
pentru tineri trebuie să fie ca un testament pentru orice copil. Această cântare atât de duioasă. Sigur, cântarea este exprimarea cea mai completă a sentimentelor, a mulțumirii, a dragostei. De aceea nu se vorbește despre îngeri că vorbesc, ci ei cântă. Cântare lui Dumnezeu. Din Vechiul Testament am moștenit cântări și rugăciuni rostite, dar cântările, cum s-a exprimat prezentatorul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că ajung chiar la Dumnezeu, sus în cer, cântările noastre. Aceste momente emoționante este bine să le trăim cât mai intens, cât mai des, pentru că ne împrospătează sufletul, ne înviorează viața noastră, ne fac legătura cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Și fără semenii noștri nu ajungem la Dumnezeu. Ei sunt scara către cer, semenii noștri, dragoste exprimată față de semenii noștri. Aceste două glasuri cristaline care poartă și o credință vie și caracter creștin frumos, adevărat, ne-au încântat, iar acompaniamentul noului diacon a împlinit, iată, aceste versuri frumoase cu cântări duioase. Le sunt foarte recunoscător, sunt copiii mei atât de iubiți, care nu mă lasă niciodată să simt cum trec ani. Mi se pare că mă întorc în tinerețe când sunt cu ei, pentru că aceste cântări, această slujire a lor te întinerește. Cântarea este cea mai mare desfătare a sufletului, cântarea frumoasă, cântarea religioasă, cântarea cuvincioasă. Acestea ne dau rost vieții noastre. Și iată cât de frumoasă cântare a răsărit și pentru lipsa Sfintelor Paști pe care le-am trăit, aceste Sfinte Paști din anul trecut, sigur le-am trăit cu durere. De aceea toate au avut rost. Dacă Dumnezeu a îngăduit această boală, a îngăduit-o să ne cheme mai aproape de El. Și simțim aceasta. Personal, pe mine m-a ajutat această perioadă să fiu mai aproape de dumneavoastră, să vă chem mai mult la rugăciune, pentru că fără rugăciune noi nu avem legătură unii cu alții. Schimbul de vorbe simple, utilitare, de acestea cotidiene, acestea zboară, nu mai rămân. Dar comuniunea este cea mai sfântă, aceasta rămâne, aceasta nu dispare niciodată. De aceea, iată, noi facem sărbătorile așa cum se poate și acum și trebuie să le facem mereu. Sărbătorile nu trebuie să dispară din viața noastră, nici să se împuțineze, pentru că sărbătoare trebuie să fie întreaga noastră viață. Ce-i sărbătoare? Întâlnirea cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu Sfinții. Iată, avem un sfânt mare pe care îl prăznuim,
Sfântul Caralambie, să venim și mâine la sărbătoare și să simțim bucuria sărbătorii. Ne-au pregătit sărbătoarea din seara aceasta acești tineri talentați, credincioși și care au intrat în sufletele și în viața noastră cu o putere cuceritoare care ne face nouă atâta bine. Vreau să le mulțumesc în mod deosebit și să-i asigur că nu-mi lipsesc niciodată din rugăciuni și rog pe Dumnezeu să le țină glasurile, să înmulțească toate cântările frumoase, să dea cât mai multe reprezentări frumoase în biserică, în sălile de spectacol. Vom face viețile sfinților în care vor cânta frumos. Suntem datori și aveam pregătit pentru unirea celor trei provincii. Eram pregătiți chiar anul trecut, dar nu s-a mai putut. Când se va putea, avem un oratoriu foarte frumos pentru unirea cea mare, care trebuie să se țină neapărat și îl vom ține. Dar până atunci, noi trebuie să ținem biserica vie în sufletele noastre, pentru că biserica nu-i doar clădirea, e comunitatea cu Dumnezeu. Biserică suntem și fiecare dintre noi, dacă îl primim și îl păstrăm pe Dumnezeu în sufletele, în trupurile și în viața noastră. Să le mulțumim cu toții acestor trei tineri. O să-i mai aplaudăm o dată la sfârșit. Să ne dorim să ne reîntâlnim, oricum ne reîntâlnim și mâine la Sfânta Liturghie, dar să ținem aceste tradiții frumoase. Mulțumesc părintelui Ciprian, părintelui paroc, care iată face atâtea împliniri, și celorlalți colegi ai sării și tuturor oamenilor buni, consilierilor care îi ajută atât de mult. Și mâine vom avea o slujbă bogată, mare, avem și oaspeți dragi. Ne bucurăm de toate aceste întâlniri frumoase de comuniune, de dragoste și de sfințenie. De aceea rugăm pe bunul Dumnezeu ca prin mijlocirea Sfântului Caralambie să ne aducă tuturor mâine o zi frumoasă, o zi bogată și o zi de neuitat, cum va fi și seara aceasta de neuitat. Este primul concert de pricesne sub această acompaniere de pianină și iată voci care sunt unice, daruri de la Dumnezeu puse în valoare, cum spunea pilda de duminica trecută, talanții cei lucrați înmulțiți și mai au încă mulți talanți de înmulțit ca să fie vrednici de plata cea mai mare înaintea lui Dumnezeu și să ne cheme și pe noi să fim înaintea lui Dumnezeu cu toate puterile noastre, cu toate străduințele noastre, cu rugăciunile noastre, cu cântările noastre. Dumnezeu să ne ajute mai departe, să aveți îngeri de pace, păzitori sufletului și trupului. Amin.